match anost. Multă încrâncenare, fotbal puțin, multe greșeli tehnice. Multe nu sunt dispus despre joc. Rezultatul echitabil? Dacă mă întrebați pe mine, nu. Am avut un gol valabil, anulat, de o decizie VAR care chiar nu o pot înțelege, dar deja m-am obișnuit. VAR-ul nu cheamă atunci când este vorba de o eliminare care e foarte clară, în schimb când pune liniile, nu știu cum găsesc liniile alea, printre picioare, pe lângă picioare, pe la vârf, pe la mustață. Asta este. Și un arbitru de centru care crede că e toată lumea lui și își permite să facă ce vrea el. Că el e Dumnezeu din cerul și mă elimină gratuit. De ce v-a eliminat? Așa a vrut domnul Feșnic. Dacă așa vrea domnul Feșnic, ce să facem? Noi restul trebuie să stăm drepți. N-avem ce face. Cum spunem ceva, cum ni se pune pumnul în gură. Funcție de. Probabil. Au tot felul de gârgăuni prin cap care chiar nu știu. Cineva îi protejează? Pentru că nu pot să-mi explic cum poți să vii să faci așa ceva. Deci la pauză i-am spus pur și simplu, am discutat despre o fază, i-am atras, nici nu știu dacă i-am atras atenția, i-am spus, l-am întrebat frumos, fără să zic, bă, fără să vorbesc pe un ton jignitor, și pur și simplu mi-a spus prima oară să dă bună ziua. Nu, Feșnic, suntem într-un stadion. Dacă ar trebui să dau bună ziua la toată lumea, sau la toți copiii din stadion, pentru că el este un copil pe lângă mine. În mod normal trebuia el să mă salute și după aceea să spun, acum vă ascult. Bună ziua, eu îi întind mâna, cel mai bătrân întinde mâna și după aia putea să continue discuția. Și când i-am spus, nu mă lua pe mine așa, când i-am spus că de ce mi-a zis prima oară să-i dau bună ziua și a zis, nu mă lua pe mine așa, a scos cartonașul roșu și m-a eliminat. Fără niciun motiv, fără să spună absolut nimic și am ce să facem. La cine să ne plângem noi? Nu l-ați luat de mână. De care mână să-l iau? De mână. Păi de care mână să-l iau? De ce mână să-l iau? De la cu cartonașul. Păi ce, care mână? Ce mână? Că nici nu m-am așteptat. De ce să-l iau de mână? De ce ar fi trebuit să-l iau de mână? Păi am soție, nu trebuie să-l iau de mână pe Feșnic. Iau de mână pe Feșnic. În tribuna așa s-a transpirat că v-ați dus la el foarte... Stați puțin, că am avut în jurul meu vreo 10 oameni care a văzut ce provoc, cum m-a provocat Feșnic pe mine. Dar nu mai contează, nu e făcut, ce să spun? Mi-a dreptul la muncă, mi-a... Știu eu, de ce? Să plătesc eu amendă, că îmi greșesc arbitrii. De ce să plătesc eu amendă? Dar cineva la un moment dat trebuie să se răscoale. Am spus, trăim într-o țară în care ar trebui să altceva să primeze. Nu să vină arbitrii să facă ei legea pe planeta asta. Nu faceți voi legea arbitrilor. Lăsați oamenii să manifeste cu bun simț. A, când sar eu calul, când depășesc o anumită limită, da, domne, că și așa abia așteptați, că pentru unii sunteți foarte, n-auziți, nu vedeți, iar pe unii care vreți voi, îi executați. Cum a făcut în seara asta Feșnic. Este, efectiv, nu pot să mă gândesc ce s-a întâmplat, sau ce a vrut să facă, sau ce a vrut să arate, sau de ce? De ce? Sau pentru cine a arbitrat? Nu, eu pentru cine a arbitrat. Chiar nu pot să-mi dau seama. Pur și simplu i-am atras atenția unei vis-a-vis de o fază din prima repriză. Nu mi-a zis nimic, că prima oară să dă bună ziua. Mă scuzați, domnul Feșnic, ai vreo, nu știu câți ani sub mine, puteai să-mi fii, cred că, copil și vii să spun să-ți dau eu bună ziua. Stai, îți dau bună ziua, pe stradă, când mă întâlnesc cu tine, eu știu să dau bună ziua, sunt un tip educat, deja ce facem? Păi copiii dau bună ziua celor mai în vârstă, eu așa știu. Ca un făcut trist, periculos totdeauna la Craiova. Nu, de ce să trăim periculos? Nu, sunt meciuri, știu eu, cu miză, sunt ultimele jocuri din campionatul regulat, punctele toate sunt importante, contează, astăzi am pierdut 2 puncte, din punctul meu de vedere, am avut gol valabil anulat, de domnul Bârsan, de domnul cine a mai fost în VAR, nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama. Deci eu nu pot explica cum pot să anulez golul ăsta, că tragi o linie pe acolo, pe unde se vede. Chiar nu știu. Dom'le, lăsați-ne să jucăm fotbal, că asistentul ăla cred că a văzut mai bine decât toată lumea. Am avut o grămadă de goluri numai așa, anulate, pe linie strâmbă, pe linie cum o trag ei printre picioare, pe tot felul.
urmează Dinamo și ultima etapă... Da, mai sunt două jocuri, încercăm să scoatem maxim din ele, după care, sigur, v-am spus, totul se va decide la play-out, indiferent de câte puncte facem acum în campionatul regulat, dar orice punct e important, pentru că poate să-ți asigure o anumită liniște în momentul în care începi play-out-ul, orice punct în plus, dar abia atunci se va juca puncte, pentru că până atunci punctele fiind înjumătățite, vă dați seama că alergăm degeaba după ele. Cam alergăm degeaba după ele. Din punctul meu de vedere, un campionat viciat. Deci este un campionat viciat. Viciat de decizii de greșeli de arbitraj? Da, de greșeli de arbitraj. Prin remiza din această seară a spulberat orice vis al lui Adrian Mitrulu de a merge în play-off. Mă, nu știu, nu discut eu, spulbera. Nu, noi avem visele noastre, nu mă interesează pe mine visele al cuiva. E normal, fiecare își dorește, și noi ne dorim, și Craiova își dorește, și alte echipe își doresc, dar acum ce am spulberat noi? Noi avem treaba noastră, ce treabă avem noi că am spulberat? Ce să spulberăm? Nu, noi ne-am spulberat noi astăzi două puncte, asta am spulberat, n-am spulberat visele nimănui. Știți că cu o victorie și noastră vă apropiați de... Nu, play-off. Că nu vrea, de ce ne apropiam? Ne apropiam de ce? De ce play-off? Hai să vorbim discuții, ce play-off? Play-off-ul l-am pierdut în turul de campionat, sau prima parte a campionatului. N-am pierdut acum play-off-ul. Și dacă făceam trei puncte astăzi, ce? Vă dați, sunt atâtea echipe în fața noastră și trebuie să rămânem echilibrați, nu? Visăm în două etape să facem ce n-am făcut în 28 sau cum? Nu, nu. Victoria cu Rapidul v-a dat speranțe? Nu, în niciun caz. Ne-a dat speranțe că suntem pe un trend, ascendent și că putem să facem mai mult la Craiova. Sincer vă spun, mă așteptam la o replică mult mai viguroasă. Din păcate, noi n-am fost cei care mă așteptam să fim. După victoria cu Rapidul am crezut că avem mai mult entuziasm, mai multă, știu eu, încredere, mai mult curaj să putem să jucăm. N-am făcut-o, am obținut un punct așa cum l-am obținut. Asta este, am fost conduși, de data asta am reușit să revenim. Am mai dat un gol, încă o dată vă spun, un gol din punctul meu de vedere perfect valabil. Anulat, furat, nu știu cum să-i spun, dar asta este. Trebuie să mergem înainte, să acceptăm ce ni se spune, capul plecat, asta e România. Domnul profesor, pe momentul 24, trei jucători au ieșit accidentați. Doi de la gazde și portarul dumneavoastră. S-a jucat chiar așa de tare? Nu, nu, nu cred că au fost. N-au fost accidentări din cauza intrărilor. Au fost accidentări venite pe fondul, știu eu, oboselii, nu știu, chiar nu știu ce să vă spun. Nu a fost, niciun an a comportat vreo intrare din partea adversarului. Nici cele două de la Craiova, nici accidentarea portarului nostru. Nu, au fost pur și simplu accidentări, se pot întâmpla în timpul unui joc. Nu, n-a fost nimic ca care să comporte, știu eu, vreun joc, cine știe ce dur. Domnul Feșnic l-a făcut dur, a dat cartonașe, roșii, galbene, roșii la antrenor, de parcă antrenorul ăla făcea cine știe ce minuni pe acolo. Da? La finalul campionatului regulat, părăsi zona mișcătoare, zona de disconfort, locurile de baraj. Dacă o părăsim? Da, da. Nu vă pot spune. Nu vă pot spune, nu cunosc ce se întâmplă în viitor. Astăzi am pierdut două puncte, asta vă pot spune. Deci după ce s-a întâmplat, vă pot spune. Dar ce se va întâmpla în viitor, n-am de unde să știu. Vom încerca să luptăm până la capăt, indiferent că facem un punct, două sau niciunul, sau mai multe, șase, va fi play-out-ul care v-am spus că va decide totul. Sau play-off-ul. Pentru unii play-off-ul, pentru unii play-out-ul, nu este jucat nici campionatul, nu este jucată nici retrogradarea. Vom vedea ce se întâmplă. Sunt echipe care se luptă. Toate echipele care vor intra în play-out, nici măcar una nu este liniștită, pentru că diferența de puncte este foarte mică. Orice punct contează. Așa că vom vedea la final. Dar v-am spus, încă o dată, un campionat viciat. Deci la final, nu cred că va fi realitatea care trebuia să fie exprimată doar de ce arată jucătorii pe teren.